Emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro. Bun găsit tuturor! Sunt Andrada Șerban și vă invit la o nouă ediție a emisiunii School TV. Astăzi, alături de mine se află o persoană cunoscută deja în orașul nostru și nu numai, datorită pasiunii pe care o are față de dans. Este vorba de Alex Noț. Bună seara, Alex! Bună seara! Vreau să începem astăzi emisiunea cu o întrebare simplă, consider eu. Acum nu știu cum o vei interpreta tu. Vreau să-mi spui ce înseamnă pentru tine dansul. Dansul pentru mine înseamnă foarte multe lucruri. Mai nou a devenit stilul meu de viață, adică dans există pentru mine de când mă trezesc până mă culc. Ascult muzică tot timpul, dansez tot timpul. Cam tot ce fac eu implică dans. Vreau să-mi spui acum, cum ți-ai descoperit pasiunea pentru dans? Păi, sincer să fiu, nu știu dacă eu am descoperit-o sau ea m-a descoperit pe mine. Totul s-a întâmplat când am mers la un concurs în Bistrița. Nu eram pe vremea aia pasionat de dans. Concursul era cu dans și despre dans. Acum cât timp? Acum cam 6-7 ani. Eram în clasa 9. Și acolo am văzut un tip dansând și am zis că și eu o să învăț asta. Nu știam exact ce înseamnă, nu știam să dansez deloc, nici măcar la petreceri. Pentru mine dansul era ceva așa vag, nu știam exact ce înseamnă sau care-i legătura dintre om și muzică. Și un an de zile tot am încercat, n-am reușit absolut nimic. Dar, adică atunci am vrut să mă las. Dar într-o zi, după ce m-am decis gata, nu-i pentru mine, mă las pentru că nu-mi ieșeau mișcările, eram în cameră și ascultam muzică și am început să dansez așa cum știam atunci și mi-a plăcut foarte mult ce am simțit și din clipa aia, da, asta e pentru mine, de fapt dansul nu e ceea ce se vede, e ceea ce se simte. Ai spus că ai cunoscut o persoană la Bistrița care ți-a insuflat practic această pasiune sau această dorință de a încerca dansul. Dar de ce nu te-ai gândit să anunți pe cineva sau să-ți iei un ajutor care să te introducă această lume? Prima dată am căutat pe internet o felul de tutoriale, chestii, nu m-am descurcat deloc, după care mi-am strâns bani să mă duc la cursurile băiatului și am mers la cursuri, dar n-am învățat absolut nimic. Deci nici măcar nu puteam să dansez pe muzică, să țin ritmul, deci a fost atât de rău. Dar partea bună a fost că aveam o cameră video și am filmat toate cursurile. După care am mers acasă și am tot exersat. A fost groaznic. Am plâns la mine în cameră pentru că nu puteam să prind. Mi era greu să țin un ritm care e atât. Adică asta e tot. Asta m-am chinuit să învăț. Și până la urmă, încet, încet am reușit și cât un pic și așa s-a ajuns aici. Da, deci iată, începutul a fost unul destul de greu, dar ai ajuns să obții niște rezultate deosebite, consider eu, în acest domeniu. Vreau să ne spui ce fel de dans practici, să știe și telespectatorii. Păi, dansul pe care eu îl practic e cunoscut în general sub numele de street dance, care e un termen umbrelă pentru mai multe stiluri de dans, cum ar fi hip-hop, house, popping, locking. Aceste stiluri toate au apărut în America în două părți diferite. O parte a apărut în New York și o parte în partea de vest. Deci stiluri diferite, dar sunt puse sub aceeași umbrelă. Ce implică acest stil de dans? Aici m-aș referi mai mult la îmbrăcăminte, cum trebuie să se îmbrace dansatorii care practică. Păi, din nou depinde de stilul de dans. Astăzi, în ziua de azi, nu se respectă la fel de mult îmbrăcămintea ca atunci. Practic atunci aia era moda, îmbrăcămintea adecvată stilului, să zicem. În general, la hip-hop, de exemplu, au fost diferite tipuri de îmbrăcăminte de când a apărut până în ziua de astăzi. Dacă ți amintești, mai de mult era o perioadă cu haine largi, cu hanorace. Da. Acum nu mai există. Din nou s-a schimbat. Acum băieții mai mult poartă pantaloni, să zicem, un pic mai mulați, să zicem, sau chestii de genul ăsta. Da? Deci acum moda e cam pe la Chris Brown, ceva în genul ăsta. Dar mai de mult era gen cum se îmbrăca Busta Rhymes sau Missy Elliott. Deci cam după cântăreți mergea treaba cu îmbrăcămintea. Dar tot astăzi
diferiți dansatori se îmbracă și după moda care a fost mai de mult, pentru că nouă ne place foarte mult genul ăla de îmbrăcăminte și atunci la fiecare party alegem un mod de îmbrăcăminte. Totuși, care crezi că este îmbrăcămintea cea mai adecvată pentru a practica acest stil de dans? Părerea mea că cea mai adecvată e aia în care te simți cel mai bine. Deci probabil unii vin îmbrăcați în tricou și în pantaloni mulați, în training, în haine largi. Alții pe tocuri, deci există tot felul de variante. Fiecare cum se simte bine. Bineînțeles, în cazul unui spectacol, dacă vrei un anumit timp de îmbrăcăminte, atunci te îmbraci adecvat spectacolului. Dar dacă vrei să dansezi doar să te simți bine, atunci te îmbraci ca să te simți bine. De ce ai ales acest stil de dans și nu altele? Păi, nu știu sincer, dar cred că din cauza muzicii, pentru că genul ăsta de muzică îl ascult, genul ăsta de muzică îl aud peste tot, la toate petrecerile, adică la majoritatea partiurilor avem house, hip-hop, mă rog, și alte genuri de muzică și bineînțeles dansez și alte genuri de stiluri de dans în afară de astea care practic mai mult, dar în funcție de muzica care o ascult și dansul pe care îl dansez. Poate vrea să ne dai exemple de alte stiluri de dans pe care le practici? Păi, acum, cum să vă spun eu, așa, un alt exemplu. Nu știu ce să vă zic exact, pentru că la party, de obicei, pentru că asta e esența dansului, petrecerea, nu mă gândesc că acum o să dansez stilul ăsta sau o să fac pasul ăsta, ci pur și simplu ce-mi inspiră muzica. Dar de multe ori muzica mi inspiră să fac, nu știu, ca egipteanul, whatever, și atunci nu-i ceva ce practic eu. Dar dacă muzica îmi inspiră chestia asta, asta o să fac. De exemplu, dans popular, ai încercat să practici? E singurul stil la care nu mă descurc prea bine, dar o să-l învăț. Și de ce nu te-a tentat până acum? Pentru că nu am ascultat muzică de genul ăsta. Asta a fost. Dacă aș fi ascultat muzica, cu siguranță, și m-ar fi atras muzica asta, cu siguranță mi-aș fi dorit să dansez, pentru că dansez pe orice ascult. Deci chiar orice, nu contează ce e muzica, mă inspiră să dansez. Bun, și dacă ești la o petrecere, da, este un anumit tip de melodie pe care practici și tu dansul și apoi se schimbă brusc repertoriul. Ce faci? Încerci să adaptezi dansul la tipul de melodie? Păi eu nu am niciodată ceva pregătit. Deci corpul meu răspunde la ce aude. Nu e ca și cum eu mă gândesc ce mișcare să fac. El se duce. Eu mă gândesc doar când mă antrenez, să am grijă de corpul meu, să lucrez la coordonare, să învăț anumite chestii de bază care vin și au apărut tot din cauza muzicii, pentru că toți pașii ăștia de dans pe care noi îi facem din cauza că la un anumit moment, cineva ascultând muzica i-a dictat lui să se miște în felul respectiv și atunci a păstrat mișcarea aia și până la urmă a devenit un dans. Aș vrea să ne întoarcem puțin în urmă, metaforic vorbind, în timp și să ne spui cum au fost primele lecții, ore de dans. Îți mai amintești? Mi-amintesc toate lecțiile mele de dans. Te rog frumos să elaborezi. Păi primele mele lecții de dans erau la fel ca și ultimele. Am impresia că oricât de mult am învățat, tot mai am foarte mult de învățat. Deci ești genul de om perfecționist? Sunt genul de om care știe că toată viața are de învățat. Corect. Și atunci de fiecare dată mă duc la fel de curios la fiecare curs, pregătit cu o grămadă de întrebări pentru profesorul meu, pentru că vreau să învăț foarte multe chestii și sunt curios de foarte multe chestii. Atunci, la început, știam cam ce trebuie să învăț, dar mi-era foarte, foarte greu să învăț, să prind ritmul mișcării, să-mi coordonez corpul, iar la primele cursuri nu prea prindeam. Acum prind. Deci, sincer să fiu, acum prind, mi-e super ușor, super fericit, curg bine. Bine, mai am și acum cursuri în care chiar nu merge treaba, dar sunt mai puține, în general merge bine. Atunci nu prindeam, dar le filmam toate, mergeam acasă și repetam. Cum ți se păreau mișcările acestea la început? Eu personal consider că sunt niște mișcări destul de complicate. Păi, sincer să fiu,
sunt complicate, dar pentru fiecare mișcare există o variantă simplă și una mai complexă. Poți să o faci super simplu sau poți să o faci cu toate părțile corpului. La început, bineînțeles că o să înveți varianta cea mai simplă, apoi lucrurile o să se complice. Dar la început le-am văzut pe toate super complicate. Acum le înțeleg, știu care sunt complicate, dar mi-e mai ușor să le fac. Și cum s-au așezat lucrurile pe parcurs? Păi în timp, cu mult exercițiu și cu multă răbdare și încredere și ambiție, am tot continuat. Am mers din ce în ce mai bine. La început aveam o prietenă care îmi spunea, vai Alex, dar așa te miști ca un lemn. Și chiar weekendul trecut am dansat cu ea la un party și mă întreba, no, unde e lemnul, Alex? Doar am râs, pentru că deja mi era totul super simplu, mă bucuram de muzică, nu mai conta nimic pentru mine. Ce dificultăți ai întâmpinat la început? Păi, la început, dificultăți, emoțiile. Asta era problema mea. Sau, la concurs, când trebuia să dansez, știam că se uită toată lumea la mine. Era sfârșitul lumii, parcă cineva dădea muzica mai încet, nu mai auzeam nimic, nu mai știam ce să fac, eram pierdut. Dar cu timpul am început să mă obișnuiesc, am început să învăț să dansez cu fetele și asta mi-a prins super bine. După aia, dansând cu lumea, mi-era mai ușor să dansez în fața lor și cu timpul s-au reglat lucrurile. Și acum mai am încă emoții, dar pot să le controlez mai bine decât o făceam la început. Ne-ai spus că te-ai apucat mai serios de muncă, de dans, în clasa a noua. Nu te-a speriat acest gând, în sensul că ai început un nou capitol din viața ta, totul practic s-a schimbat, nu era să fie tocmai ușor? Păi, eu nu am luat-o chiar atât de în serios în liceu pe cât o iau acum, dar era așa mai mult o joacă, dar și îmi doream să fiu bun în asta, nu știam exact ce vreau, dar cu timpul tot mai implicat am fost și mai implicat și tot mai mult mi-am dorit să fac asta, încât acum nu pot să mă gândesc că o să fac altceva. Am înțeles. Vom continua întrebările după scurtă pauză publicitară. Am revenit la Skull TV, alături de mine se află Alex Nuț. Alex, înainte de pauza publicitară, vorbeam de noul capitol pe care l-ai introdus în viața ta, adică, mă rog, ai început o nouă etapă, și anume liceul, și atunci, practic, ai început să și dansezi, să mă exprim mai direct. Bun, aș vrea să-mi spui acum ce activități desfășurai în școala generală. Pentru că știu că nici atunci nu te lăsa mai prejos. Păi în școala generală, până în clasa 6-a, am făcut arte marțiale, după care am renunțat, pentru că asta nu era de fapt o pasiune a mea, mai mult părinții mei au vrut să fac asta, după care am început o altă disciplină, care se numește parkour, e din Franța, și e arta de a plăsa dintr-un punct A într-un punct B cât mai rapid și mai eficient. De asemenea și free running, care implica pe lângă parcurs și diferite flicuri și alte chestii acrobatice. Cum ți se păreau aceste modalități de a-ți exprima, nu știu, anumite trei probabil? Păi, au fost super, super bune pentru mine. M-au învățat să fiu mai disciplinat. În momentul în care am învățat să mă educ pe mine în parcurs, am început să învăț și mai bine la școală, pentru că până atunci eram așa și așa, să zicem, după care am învățat să învăț și din clipa aia m-am descurcat și mai bine la școală, am fost și mai ordonat și m-a ajutat super mult în toate chestiile astea. Sunt sigură că nu erai singurul care practicai aceste, nici nu știu cum să le spun, sporturi, da, extreme din punctul meu de vedere, adică e destul de periculos. Păi există un pericol ca în fiecare sport, dar dacă îți cunoști limitele și ai grijă în tot ceea ce faci și ești calculat și respecti anumite reguli, nu prea are ce să se întâmple.
Practic, ai observat la cineva aceste sporturi și după ei ți-ai... Au fost chiar de mult. Nici nu mai știu exact cum am început. Știu că erau alții înaintea mea care făceau, dar nu. Da, mi-amintesc. Eram de un Crăciun, un coleg de clasă, nici n-aveam încă internet pe vremea, atunci începea lumea să aibă internet acasă. Și tipul ăsta avea internet și vorbeam cu un prieten și mi-a trimis un clip și acolo am văzut prima dată ceva de genul ăsta și am zis hai că încercăm și ne-am apucat, era februarie, după care toată primăvara asta am făcut, toată vara și așa am ținut-o 6 ani. Abia după 6 ani după 6 ani m-am oprit pentru că mi-am rupt meniscul la dans, nu la parcurs și atunci am cam terminat-o cu parcursul și freerunning-ul, dar de dans nu m-am oprit. De unde ați exersat? Păi, prin tot orașul inițial, deci cu chestia asta chiar am cunoscut tot orașul, toate locurile, pentru că aveam nevoie de obstacole și obstacole puteau să fie bări, garaje, poduri, orice găseam era bun, super bun. Și atunci chiar am cunoscut fiecare străduță din orașul ăsta, după care, bineînțeles, că am început să luăm legătura cu alți practicanți de prin țară, mi-amintesc că am fost la Sibiu, Târgu Mureș, Bistrița și cam atât, pentru că eram cam mic pe atunci. Am înțeles. Totuși, aș vrea să revenim acum la dans, pentru că despre asta vorbeam inițial, ne-am întins un pic spre alte subiecte și aș vrea să-mi spui ce părere au avut părinții tăi când te-ai apucat de acest stil de dans. Păi, la început... Nu știu dacă chiar o să iau în serios sau nu, după care au văzut-o că iau în serios, inițial nu au fost prea încântați, nu prea mă lăsau să merg la concursuri, toate concursurile erau în afară orașului, bineînțeles, până când au venit și ei cu mine la un concurs, au văzut că am ajuns în finală, erau super încântați și după aia au început să mă lase și de atunci tot merg. Totuși, ai obținut numeroase premii și ai dobândit deja o experiență destul de vastă, consider eu. Probabil sunt și ei mândri de toate concursurile la care ai participat și evenimentele în care ești implicat și activitățile de genul. Da, sunt foarte încântați de acest lucru și încearcă să mă susțină și ei cum pot în toate activitățile mele. Au fost momente când te-au îndrumat spre alte direcții? Păi, nu neapărat că m-au îndrumat spre alte direcții, dar încercau să mă facă să am mereu școala pe prim plan. Știi de ce te întreb asta? Pentru că ai spus și tu, ai recunoscut, consider și eu acest lucru, stilul ăsta sau dansul în general și nu numai dansul, sport, orice sport pe care îl practici este periculos. Ai spus chestia asta mai devreme. Și probabil din acest motiv au încercat să îți deschidă oarecum ochii sau, nu știu, să-ți asigure o siguranță, o protecție. Păi, teama lor nu a fost neapărat acest lucru, deoarece la dans nu erau așa pericole, să zicem. Dar le era frică să nu ajung cumva în alte grupuri sau în alte locuri care să mă influențeze negativ, să nu mai învăț sau așa mai departe, dar asta nu s-a întâmplat. Am luat bacul cu note mari, am ajuns la facultate, în ultimul an, totul e bine. Prietenii tăi, ce părere au despre ceea ce faci? Prietenii mei sunt încântați. Le-ar place să învețe. Acum, după 6-7 ani, îmi spun că știi, nu mă înveți și pe mine și le zic, da, știi, când eu am început, ziceam și ție, hai să încercăm împreună și ați renunțat toți și acum vreți să învățați. Bineînțeles că sunt super încântat că pot să învăț, dar mai mult spun că vor să învețe decât să se implice. Au fost persoane care ți-au spus la început de drum că nu vei avea șanse să ajungi atât de departe și totuși le-ai demonstrat că sunt posibile? Da, au fost foarte, foarte multe persoane. Deci aproape toată lumea credea că nu o să mă descurc și că nu-i pentru mine și într-adevăr nu era pentru mine, dar am făcut să fie și... Acum nu mai au ce să spună decât wow, bravo, ce tare ești, etc. Dar chiar m-am chinuit să ajung să-mi fie ușor. Inclusiv mama mi-a spus, copile, lasă-te, asta nu-i de tine.
Și după aia au văzut că nu-i chiar așa. Deci iată că ai avut o ambiție nemărginită și ți-ai propus să ajungi undeva sus. Și lucrul acesta se vede. Și te felicit pentru acest lucru. Mulțumesc. Aș vrea să-mi spui cum ți-a influențat acest sport programul zilnic. Păi, acum în prezent l-a influențat maxim. Adică până acum îmi făceam programul dansului în funcție de celelalte activități, acum îmi pun celelalte activități în funcție de dans. Adică? Adică, prima dată îmi programez, cum de exemplu acum o să încep facultatea la Cluj, o să țin și acolo cursuri de dans, îmi pun cursurile, bineînțeles nu pot să schimb programul de la facultate pentru cursurile mele de dans, dar în funcție de cursurile mele am modul de alimentație, am restul activităților extra, temele, tot, dansul, apoi restul. Am înțeles. Cum îmbini această pasiune cu facultatea? Pentru că, ai spus și tu, facultatea e cu oarecum prioritară, sau mă rog, ar trebui. Păi, este prioritară, adică oricum nu am de ales, având în vedere acum că sunt și în ultimul an, dar încerc să le îmbin cât de bine pot ca să am cât mai mult timp pentru dans. Bineînțeles, nu o să las facultatea pe locul 20, dar pun pe primul loc pasiunea mea pentru că asta vreau să fac în viitor. Care consider că sunt beneficiile sau au fost beneficiile de-a lungul timpului? Păi, în primul rând, un stil de viață sănătos te ajută și în dezvoltarea modului de comunicare sau în viața socială, să zic așa. Am câștigat foarte, foarte mulți prieteni în toată țara și nu numai în țară, și în afară. Și asta consider că e cel mai mare premiu care am putut să-l câștig, mai mult decât orice concurs, prietenii pe care i-am, de la care am învățat super, super multe chestii, nu numai de dans, de viață în general, și asta e super important, consider eu. Ai participat la numeroase evenimente și concursuri. Cum ți s-au părut toate aceste experiențe? Păi, au fost chiar ceva de nedescris în cuvinte. Pot să spun că aproape la toate am plâns la final sau îmi venea să plâng pentru că se terminau. Deci, cu fiecare experiență ai acumulat câte o amintire frumoasă, aș putea spune. Foarte multe amintiri. Cred că te-ai plimbat peste tot în țara noastră. Aproape. Și cum ți s-au părut diferențele, mă rog, de la o zonă la alta, oamenii? Păi, în fiecare județ în care am fost, oamenii sunt foarte diferiți, atât că vorbesc limba română, dar au alte obiceiuri, alt mod de a face lucrurile, alt mod de a dansa, alt mod de a se îmbrăca. Și am învățat foarte multe lucruri neimportante așa la prima vedere, dar am învățat să fac foarte multe lucruri în mai multe moduri, să înțeleg oamenii diferiți. De exemplu, într-o anumită parte a țării, oamenii par mereu cumva nervoși, supărați, dar de fapt nu sunt așa, doar așa avem noi impresia cum îi vedem de aici. Probabil și ei pe noi ne văd așa, cum să zic, super fericiți tot timpul și se gândesc că oare cei cu oamenii așa zâmbesc tot timpul sau sunt prea fericiți, dar așa suntem noi aici. Și nu, am învățat toate chestiile astea. Totuși, ai avut vreun oraș preferat sau vreo zonă care ți-a intrat practic la suflet datorită persoanelor pe care le-ai întâlnit? Ar fi mai multe zone, nu doar una, și am peste tot câțiva oameni preferați. Deci n-aș putea să zic o anumită zonă, pentru că peste tot am câțiva oameni preferați. Am înțeles, în afara țării ai fost? Da, am fost de câteva ori, am fost de vreo 2-3 ori în Ungaria, o dată în Austria și weekendul viitor mă duc în Cehia. Oh, super, super. Și cum ți s-au părut experiențele din afara țării? Păi, au fost ceva diferit, pentru că competiția era mult mai mare, adică aici era doar o competiție națională, acolo deja era ceva internațional, emoțiile erau mult mai mari, din cauza asta am pus și mult mai multă presiune pe mine. Asta nu a fost neapărat un lucru bun, pentru că din cauza emoțiilor nu merg lucrurile întotdeauna bine, dar mi-am făcut foarte mulți prieteni,
M-am descurcat și bine la concursuri. Au fost că m-am descurcat și rău, bineînțeles. Nu întotdeauna merg lucrurile bine. Deci, să știți, se întâmplă și când nu te califici sau așa, dar chiar vara asta am câștigat primul concurs în afara țării, la 3 vs 3, cu un băiat din Baia Mare, Eugen, și un băiat din Satul Mare, Noris, și împreună am luat locul întâi. Felicitări! Mulțumim! A fost primul meu concurs internațional la care am câștigat, dar pe lângă asta... Nu, asta a fost cel mai mare premiu. Mi-am făcut foarte mulți prieteni la evenimentul ăla, m-am simțit super bine, am nasat împreună, am învățat unii de la alții și asta e mult mai important decât diploma cu locul întâi. Consider că oamenii din afara țării sunt mai pregătiți decât românii noștri? Nu. Eu consider că toți oamenii de oriunde de pe planeta asta sunt la fel de pregătiți. Diferența face ambiția și modul în care au fost crescuți. De exemplu, dacă tu crești cu niște părinți care dansează și toată ziua dansează în casă, la fel cum fac eu, normal că și tu o să dansezi de mic și o să-ți fie mult mai ușor să percepi muzica, să înveți anumite chestii, pentru că tu de mic faci asta practic și atunci tu când o să ai vârsta de generală sau de liceu, o să-ți spune lumea că tu ai dansul în sânge, dar de fapt tu faci asta de mic și atunci o ai în reflex. Dar dacă nu crești cu părinți din ăștia, atunci o să-ți fie un pic mai greu cum i-a fost mie, dar tot se poate. Deci nu e ca și cum în afara țării e mai bine sau nu. Peste tot e la fel. Totuși, unde consider că există o concurență mai cerbă? La noi sau afară? Din experiența trăită. Păi, din experiența trăită... Acolo unde sunt mai mulți dansatori, evident, dar afară sunt mai mulți dansatori pentru că informația a ajuns mai repede, se practică de timp și atunci mult mai multă lume face, are o experiență mai bună și atunci bineînțeles că și concurența e mai ridicată. La noi în țară a fost o perioadă în care a apărut, după care a murit dansul, după care iarăși a apărut și acum merge bine de vreo 10 ani încoace sau poate chiar mai mult. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, dar vreau să te gândești apoi când vom reveni cum a fost prima experiență trăită în fața unui public. Revenim imediat. Am revenit la School TV, alături de mine se află Alex. Alex, înainte de pauza publicitară te-am întrebat dacă îți amintești cum a fost prima apariție în fața unui public. Păi, prima apariție în fața unui public nu a fost dansând sau făcând chestii de genul ăsta, cred, dar nici nu sunt sigur, că a fost când făceam arte marțiale și aveam diferite spectacole sau concursuri, dar mai repede cred că a fost la grădiniță, când știi că aveam serbările alea și aveam de recitat câte o poezie. Și atunci când am ajuns la partea cu dansul, deja aveam experiența de la... arte marțiale, după care și când făceam parkour și freerun am mai avut, să zicem așa, mici spectacole în care făceam flicuri sau alte chestii pe scenă. Iar când am făcut asta prima dată la dans, am participat la un concurs înainte să știu să dansez. Bineînțeles că am făcut numai flicuri pe acolo și am pierdut în prima rundă pentru că nu dansam, doar făceam un fel de gimnastică, să zicem, sau ceva de genul ăsta, n-avea nicio legătură cu dansul. Dar atunci, dacă stau acum să mă gândesc, nici măcar n-aveam emoții, adică nu-mi păsa. Acum, în schimb, am. De ce? Spune. Scuze-mă. Spune. Păi, acum am așa diferite emoții pentru că îmi propun diferite chestii și pun o anumită presiune pe mine. Dar atunci nu îmi propuneam nimic și atunci era totul mult mai simplu. Cum îți stăpânești emoțiile? Wow, nu știu. Pentru că nu tot timpul reușesc să le stăpânesc, dar încerc să-mi explic de ce am emoții și după care îmi explic că n-ar trebui să am și încerc să reglez lucrurile, pentru că dacă ne gândim la dans așa cum el, doar o chestie de a te simți bine și de a exprima muzica, nu ar trebui să existe nicio emoție. Dar bineînțeles, când ești la un concurs, pui presiune pe tine pentru că probabil să câștigi și atunci te gândești, uai, oare dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, și automat
pui presiune pe tine și apar emoțiile. Dar dacă și la concursul ăla, dacă te gândești, a, păi merg să mă distrez, să mă simt bine și ce-o fi, o fi, atunci din nou nu mai se întâmplă nimic și dansez mult mai bine. Da, dar mă gândesc că totuși există un decalaj între primele apariții în fața unui public și aparițiile din prezent. Păi, la început a mers totul super bine, după care am avut o perioadă cu emoții super mari, am ajuns într-un punct în care am plâns înainte de concurs, atât de mari au fost emoțiile, fără niciun motiv. Deci nici măcar nu a fost cel mai mare concurs la care am participat. După care am început să mă antrenez mult mai serios și atunci am prins mult mai multă încredere în mine, încât aproape că eram convins că o să mă calific. Și aveam multă încredere în mine și dacă muncești, automat prinzi mai multă încredere în tine, lucrurile merg bine. Poți să-mi spui care a fost cea mai frumoasă experiență pe care ai trăit-o în prisma pasiunii tale pentru dans? Wow, cea mai frumoasă? Da, un răgaz de gândire. Ok, nu știu. Păi de fiecare dată apare cea mai frumoasă. Deci pentru mine cea mai frumoasă cred că a fost ultima dată când am dansat. Una unicată, care ți-a rămas în suflet și în minte, pe care nu crezi că o vei putea uita, nu știu, care te-a marcat cumva. Ok, cea mai frumoasă din street dance a fost în prima tabără în care am fost. Nu știam să dansez aproape deloc. A fost primul concurs în care știam deja un pic. Și eram cu prietenii mei și le-am spus, eu particip la toate stilurile, nu contează ce stil îi, n-am nimic de pierdut. Primul stil a fost hip-hop, acolo știam cât de cât pași de bază, am trecut o rundă, eram super fericit, după care a urmat house. La house știam un pas, maxim doi. Nu știu cum, ce s-a întâmplat, cum am reușit să fac ce am făcut, dar toată sala a fost în aer. Nu era nimic frumos ce am făcut, dar energia care am transmis-o a ridicat toată sala în aer. Probabil eram unul dintre cei mai slabi dansatori, tehnic vorbind, de acolo. Dar ce am transmis, lumea a fost în aer, juriul a fost pe jos, de râs, de fericire, de toate. Dar vreau să spun că am trecut mai departe runda aia și de fiecare dată când eu n-am încredere în mine și cred că dansul nu-i de mine și că nu-s bun la asta și că nu mă simt bine, mă uit la clipul ăla în care nu văd altceva decât pur și simplu dans pur, fără nicio tehnică, fără nimic, energia aia. Ăla e un moment care de fiecare dată când mă gândesc la el îmi dă încredere. Ai avut momente mai puțin plăcute care probabil te-au demoralizat? Păi, am zile în care, să zic, parcă nu-mi vine să dansez sau nu știu să zic. A fost o perioadă în care țineam mult la concursuri și dacă nu dacă pierdeam mă supăram foarte, foarte tare. Și a fost o tabără în care am pierdut la câteva categorii așa în prima rundă și m-am supărat atât de tare încât mi-am stricat toată tabăra și cam ala a fost, cred că, cel mai rău lucru, pentru că m-am supărat fără niciun motiv. De exemplu, acum la ultimul concurs am pierdut, nu m-am bucurat, nu pot zic, oai, m-am bucurat, dar după ce am pierdut eram, ok, hai să dansăm, că mai avem o petrecere întreagă la care putem dansa, a fost doar o rundă. Deci ai încercat să treci mai ușor peste... Da. Cel... Păi, ei nu mă joacă, practic. Întotdeauna dansul a fost doar o joacă. Înțeles. Dar hai să nu mai vorbim despre lucruri mai puțin plăcute și să te întreb acum cum te simți atunci când înveți alți oameni să danseze? Sincer să fiu, cred că asta e partea mea favorită. N-am știut cum o să meargă treaba cu predatul sau cu explicatul, dar cred că din cauza că am fost un elev foarte slab și înțelegeam foarte greu lucrurile și o trebuie să le despic super bine ca să înțeleg cum funcționează lucrurile, mi-e foarte ușor să le dau mai departe, pentru că în general problemele care le au elevii la cursuri sunt problemele pe care le-am avut eu, dar nu atât de grave cum le-am avut eu, pentru că lumea prinde mult mai repede decât am prins eu și îmi place super mult, îmi place să îi văd fericiți la cursul meu, să-i văd cum zâmbesc și se bucură de dans și îi văd așa super, super fericiți. Îmi place mult. Nu fac tot timpul asta, mai ales cu elevii mei de la Reghin. Câteodată mai muncim și așa serios, mai lucrăm un pic la
forță și așa, deși asta nu e esențial în dans, dar uneori dacă vrem să facem o coreografie mai spectaculoasă sau diferite elemente, ai nevoie și de lucrurile astea. Din nou, dansul e ceva doar să exprimi muzică. Poți să faci și fără lucrurile astea, dar dacă vrei și neapărat îți dorești o mișcare să te miști ca Michael Jackson, dar în genunchi, să zicem, atunci trebuie un pic să ai forță în picioare și așa mai departe, și atunci trebuie un pic să lucrăm și la asta și avem un exercițiu după încălzire în care stăm, să zicem, cum stau eu acum pe scaun, dar fără scaun, și să stai un minut aici, te doare și de fiecare dată le văd fețele și cum se uită așa urât la mine. Dar trebuie să facem asta, prinde bine și la genunchi și e super bune exercițiile astea, deși sunt dureroase. Ce te-a determinat să faci acest lucru? Aici referindu-mă la faptul că antrenezi sau înveți copii să danseze. Păi, după ce am văzut un documentar legat de dans, nu mai știu exact citatul de la final, dar era ceva de genul ăsta: învață să dansezi, iar apoi învață-ți prietenii să danseze și dansați împreună. În perioada aia nu prea erau dansatori în Reghin și eu chiar îmi doream să am cu cine să dansez și atunci de fiecare dată încercam să mă învăț prietenii și tot am încercat. După care, mergând la Casa de Cultura Tineretului, am devenit trupa Casei de Cultura Tineretului și am început să ținem acolo cursuri. Am făcut asta cam 2 ani de zile. Nu te gândi că de la început am fost un profesor bun, adică explicam și eu cum știam, dar am tot învățat, căutam, de fiecare dată când mergeam la un curs de dans, mă uitam și la cum predă profesorul ăla și să iau modul de predare și am văzut tot felul de moduri de predare la tot felul de profesori și acum știu foarte multe moduri de a explica un lucru și atunci de fiecare dată văd cum ar merge mai ușor pentru persoana aia să o duc din ceea ce știe ea în ceea ce vrea să ajungă și în timp mi-am dezvoltat chestia asta și acum merge totul super bine. Ce categorii de persoane înveți să dansezi? Păi, cred că cel mai mic a fost în jur de 8 ani și la Cluj am și studenți și cam am avut la un workshop la Arad și părinți. Înseamnă peste 35 de ani. Cred că chiar 40 aveau, dar se descurcau super bine. Și ai atâta răbdare să înveți pe fiecare să danseze? Da, e super plăcut, adică când știi că ai reușit să-l faci pe omul ăla să facă ceva ce el nu credea că o să facă, pentru că, în general, la cursuri prima dată le arăt, ok, o să facem asta, le prezint și toată lumea e, eu nu pot să fac așa ceva. Și zic, ok, așteaptă. După care ajung în punctul ăla în care au reușit și după aia le arăt ceva și mai complicat. Zice, no, asta chiar nu pot să fac. Și zic, păi dacă ai reușit-o pe prima, de ce crezi că nu o să faci pe a doua? Și până la urmă trece un curs întreg în care ei sunt, eu nu pot să fac așa ceva. Și până la urmă reușesc să facă și reușesc și reușesc și reușesc și totul merge super bine. Și pentru că tot mi-a aruncat mingea la fileu, aș vrea să te întreb, consider că oricine poate să danseze? Sunt convins că oricine poate să danseze, adică dacă eu am putut, care am fost dezastru, chiar poate oricine. Care sunt satisfacțiile pe care le ai atunci când înveți cum să danseze? Păi ar fi mai multe, ai așa o bucurie că ai reușit să-l faci pe om fericit, poți să-l câștigi ca prieten, ai așa o mulțumire sufletească, știi că ai făcut un bine practic și ai reușit să îi dai omului o chestie, cum să zic, la magazin dacă cumperi ceva, lucrul ăla se termină, dar ce îi dai elevului sau persoanei respective e ceva ce are toată viața, deci un cadou pe viață, poți să-i spui. Admiri munca vreunui artist pe care ți-a ghidat evoluția? Păi nu pot să spun că admir munca unui artist, dar apreciez foarte multe persoane, inclusiv pe elevii mei, și elevii mei sunt profesorii mei, deci chiar dacă eu îi învăț, și eu învăț de la ei și chiar încerc și reușesc să văd frumosul munca fiecăruia, atât cântăreț cât și dansator, și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să învăț de la mine, mai ales dacă mi-e și prieten, dacă știu că am și cândva am fost profesor și acum pot să învăț de la el, e incredibil să văd cum pot să învăț de la elevii mei. Nu m-am gândit vreodată că eu o să reușesc să dansez împreună cu elevii mei așa cum dansez acum, adică nici măcar nu-i mai consider elevii mei, sunt prietenii mei. Vrei să-ți construiești un viitor pe baza dansului?
Așa îmi doresc și sper să o să reușesc. Nu, o să reușesc, o să vedeți. Corect. Pentru că până acum tot ce am reușit să fac, ce mi-am propus să fac, am reușit și sunt convins că o să reușesc și chestia asta, pentru că îmi doresc foarte mult să îmi trăiesc viața în genul acesta și să fac ceea ce îmi place. Oricum, dacă nu o să se întâmple, dar în cazul în care nu o să reușesc, o să am facultatea, o să pot să mă angajez oricând ca inginer, dar asta o să fie planul de rezervă, dar sunt sigur că o să reușesc să-mi fac un studio de dans foarte mare, foarte bun, cu cei mai buni elevi. Și asta o să fie planul pe viitor. Pentru că mai avem foarte puțin timp, aș vrea să le spun și telespectatorilor că tu practic ești și DJ. De cât timp? Păi, aproximativ de vreo 2 ani de zile. Emisiune realizată cu sprijinul Valentin Electro.